hotărât să stăm în culise. Îl aduc pe Edgar chiar printr-o clipă. Doamnelor și domnilor, un eveniment din nou deosebit la Editura Humanitas. După ce acum câțiva ani, poate vă amintiți, l-am avut alături pe scriitorul Amos Oz, acum avem bucuria să cunoaștem un nou scriitor israelian contemporan, de calibru, dintre cei mai buni, care este Edgar Keret. El a fost tradus și la editurile Humanitas Classic, să zicem, și Humanitas Fiction, la prima cu 7 ani buni, un volum extraordinar de memorii, și la Humanitas Fiction cu Cineva bate la ușă, proză. Deodată cineva bate la ușă. Edgar Keret scrie ceea ce se numește astăzi proză scurtă. Dar în literatura română există un nume mai potrivit pentru acest lucru, un nume consacrat. Și acest nume este Momente. Vorbesc mai încet ca să-i poată traduce. Așadar, astăzi accentul cade pe dimensiunea, pe spațiu, pe dimensiunea acestor proze. Înainte, și cred că acest lucru îi se potrivește mai bine lui Edgar Keret, accentul cădea pe timp și pe viteză. Așadar, aceste momente pe care le scrie Edgar Keret sunt feliuțe foarte subțiri de timp. Închipuiți-vă timpul tăiat în feliuțe și așa ceva scrie prozatorul israelian contemporan. Firește, când spun momente, vă gândiți la Caragiale și nu greșiți. Sunt câteva trăsături comune între cei doi scriitori. Spuneam că e vorba de timp, dar și de viteză. Pentru că Edgar Keret pare să trăiască cu pistolul la tâmplă, cum este și prima povestire din Deodată cineva bate la ușă. Pare să trăiască, deci, cu pistolul la tâmplă, amenințat tot timpul, de altfel trăiește într-un loc în care amenințarea este la ordinea zilei, dar în plus scriitorul este amenințat de public, de editori, de reporteri, este sub presiune continuă. Trebuie să scrie tot timpul, trebuie să facă față presiunii publicului. Ce m-a impresionat este pomenit la un moment dat crezul său artistic și literar. Și acest crez este următorul. Realitatea nu trebuie înfrumusețată,
ea are grozăviile ei, are partea urâtă, dar cu toate astea trebuie să abordăm lucrurile, spune Edgar Cayce, dintr-un unghi, dintr-un unghi care să o facă suportabilă, să o facă mai prietenoasă, mai blândă, nu mai frumoasă, dar mai plină de înțelegere. Să ne înțelegem în felul acesta unii pe alții. Și care sunt lucrurile care fac viața suportabilă? Unul dintre ele este ilustrat magistral de Edgar Cayce, unul dintre ele este umorul, respectiv râsul. Este un lucru care ne ajută să trăim. Chiar și în cele mai cumplite momente, râsul este prezent în scrisul său. Iar al doilea este ficțiunea, dacă vreți, sau aș putea spune cu un cuvânt pe care îl folosește chiar scriitorul, minciuna. Minciunile adevărate, cum este numită literatura. Edgar Cayce are un raport cu totul special cu minciunile, deosebit de atrăgător, și mi-a plăcut în mod deosebit o mică proză în care el vorbește despre autografe și anume felul în care a dat autografe la un moment dat, alegând între multele moduri în care poți da un autograf, un autograf impersonal de tip cuvântul bun, un autograf prea personal și așa mai departe, și atunci a ales să dea autografe fictive naratorul său și face tot felul de invenții în autografele lui, ca și cum i-ar cunoaște pe necunoscuții care vin la el să ceară autografe. Trebuie să vă mărturisesc că am primit și eu un asemenea autograf, cu totul deosebit, și am să-l pun acolo între autografele mele favorite. Dar nu vă spun ce mi-a scris, căci este prea intim. Vă mai spun un ultim lucru înainte să-i dau microfonul lui Mircea Cărtărescu. Dacă un copil vine la dumneavoastră și vă întreabă ce animal sunteți, vă rog să nu răspundeți cu orgoliul bipezilor "nu sunt animal, sunt om", ci să răspundeți cu bucuria copilului ce animal credeți că sunteți. Cât despre scriitor, scriitorul însuși este un animal, un animal care se hrănește cu realitatea, un animal care mănâncă evenimentele realității. Acesta este Edgar Cayce, cu cărți absolut delectabile și cu un fel de a fi în lumea scriitoricească care nu seamănă cu nimeni. Îl recomand cu toată căldura și sunt sigură că momentele lui prind viața cu mai mare intensitate decât multe alte cărți care se întind pe pagini întregi. Vă mulțumesc! Stimați prieteni, astăzi este o zi luminoasă pentru mine. Este o zi în care pot prezenta nu numai un scriitor celebru, ci și un scriitor extraordinar. De multe ori există o contradicție între aceste lucruri, dar în cazul lui Edgar, cele două jumătăți se lipesc perfect. Edgar Cayce merită să fie celebru, merită să fie tradus în zeci de limbi, merită ca câțiva dintre cei mai mari scriitori ai lumii să le elogieze chiar pe coperta cărților sale. L-am întâlnit pe Edgar
acum 2 ani în Florența, știind doar câteva lucruri despre el, fiind curios să văd cum arată, cum vorbește, cum este el ca om, și am avut posibilitatea să-l ascult într-o capelă foarte frumoasă, o capelă istorică din Florența, ținând un discurs în care el trebuia să se prezinte pe el însuși într-un fel. Acest discurs magisterial, cum era numit, pe mine m-a încremenit. Timp de o oră întreagă am rămas numai ochi și numai urechi la Edgar, care a dat un spectacol de stand-up comedy neobișnuit și cu totul deosebit de toate celelalte. Era un stand-up comedy, era nu numai un scriitor, ci și un actor, un interpret cu ochii și cu trăsăturile feței a ceea ce spunea. Am reținut aproape totul din ce a spus atunci, totul a fost un flux verbal, o serie de povești ca spuse de o Scheherezada modernă. Am reținut puterea unor ochi albaștri, de exemplu, care apăreau în poveștile lui. Am reținut nenumărate alte povești dulce acrișoare, vesele și triste, în care veselia și tristețea coexistau. Și aș spune că Edgar, deși a absorbit fără îndoială toată literatura lumii, literatura clasică și literatura contemporană, totuși are și el rădăcinile într-o veche înțelepciune. În vechea înțelepciune hasidică, în vechea înțelepciune a marilor rabini ai trecutului din estul Europei și din, fără îndoială, din Țara Sfântă. Am citit adesea cu mare bucurie aceste povești, legende, parabole hasidice și mi-amintesc câteva care sunt printre cele mai frumoase și mai umane exemple de înțelepciune pe care le cunosc. Una dintre ele spune așa: un mare rabin din răsărit merge într-un sat din Galiția, din Polonia, din altă parte, și acolo întâlnește niște evrei care voiau să-și ridice o sinagogă. Și îi întreabă: aveți destui bani pentru asta? Și ei spun: ne lipsesc 200 de zloți. Atunci rabinul face o adunare generală a evreilor și spune următorul lucru: dau locul meu în rai pentru 200 de zloți. Și se găsește un om bogat care să cumpere locul în rai al rabinului pentru acești 200 de zloți care lipseau evreilor săraci ca să-și ridice o sinagogă. Iată una dintre aceste povești uimitor de frumoase și de umane. Se mai spune că un rabin, tot din acele locuri binecuvântate, le spune tot timpul evreilor să-și taie unghiile nu înainte de baia rituală, așa cum se obișnuia, ci după baia rituală, după scăldarea rituală. Toți rabinii cred că e vorba de ceva foarte complicat, care ține de dogma religioasă și așa mai departe, și îl întreabă: dar de ce trebuie să facem această schimbare? Și el spune: pentru că, măi proștilor, unghiile sunt mai moi și se taie mai ușor după baie. Iată încă o dovadă din aceasta de înțelepciune. Această filieră a nu numai a unei literaturi, dar a unei umanități de un anumit fel, a unei umanități speciale, a fost preluată mai târziu de mari scriitori evrei ca Shalom Aleichem sau Romain Gary sau foarte mulți alții de origine evrească, și care au fiecare în felul său a exploatat într-un fel această dispoziție pe care Nichita Stănescu ar fi numit-o râsul plânsul. Acest râsul plânsul al unei rase de 2000 de ani oropsită. Toată această seva vechi înțelepciune, această seva hazului de necaz, a râsului în situații tragice, aș spune,
apare cu toată puterea în povestirile lui, lui Edgar Keret. Sunt povestiri dulce acrișoare. Fiecare dintre ele are nedeslipite, imposibil de despământ una de alta, drama și râsul. Nu pot spune care e la început, care e la sfârșit. Ele se îmbină cu o putere de magneți, ca doi magneți care se atrag unul pe celălalt. Nenorocirea atrage râsul, pentru că prin râs poți supraviețui. Dacă te afunzi în nenorocire, pierzi. Toate scrierile sale pornesc de la cotidianul cel mai mărunt, de la atomii de realitate, de la tot ceea ce ni se întâmplă tuturor în fiecare zi, lucrurile cele mai banale cu putință, de la ceea ce păstrăm fiecare dintre noi în buzunare, de la fiecare obiecțel, de la o scobitoare, de la un bilet de metrou, de la o cartelă oarecare, și care toate nu numai că se dovedesc, se pot dovedi ca niște instrumente utile pentru supraviețuire, dar se dovedesc și ca niște instrumente utile pentru supraviețuirea literară. Fiecare dintre ele este în același timp o armă și un stilou. O armă cu care te poți apăra de viață în condiții dramatice, așa cum sunt condițiile din Orient, din Orientul apropiat, cât și un stilou cu care să consemnezi drama care ți se întâmplă. Absolut esențial pentru mine este primul text din cartea sa, Cineva bate la ușă, textul din care a fost preluat titlul și care este o parabolă perfectă a vieții și a scrisului îmbinate una cu cealaltă. Scriitorul scrie pentru publicul său sub amenințarea armelor. Toți cei care vin să-i ceară o poveste nu o cumpără, nu o plătesc cu un zâmbet, cum s-ar întâmpla în Suedia, spune el, ci scriitorul scrie sub amenințare. Scriitorul este amenințat, este constrâns să producă poveste. Aceasta este povestea vieții lui Edgar Keret, pentru că Edgar Keret nu a scris într-o zonă relativ safe, sigură, cum este România, cum este vestul Europei, cum sunt atâtea locuri privilegiate în lume, ci a scris sub permanentă amenințare. Viața în Israel este viața într-un război, este viața într-un război continuu. Totul se obține, spune Edgar, prin brutalitate, prin forță. Chiar și un lucru atât de inefabil și atât de angelic cum este o povestire. Scriitorul asediat, scriitorul asediat de istorie. Iată povestea lui Edgar Keret și a multor alți scriitori eroici din Israelul din care provine și Edgar. Este și povestea lui Amos Oz, este și povestea multor alți autori foarte mari ai acestei țări. Eu am toată admirația pentru acest scriitor care nu se lasă intimidat de istorie, dimpotrivă, care cu zâmbetul pe buze, deși au arma la tâmplă, totuși oferă tot ce au mai bun în ei cititorului. Cea mai frumoasă, din punctul meu de vedere, poveste a lui pe care am citit-o, între atâtea pe care le-am citit cu pasiune, este cea în care se oferă și un fel de explicație a vechii întrebări: unde malul, de unde provine răul, cum intră răul în lume. Și anume, este povestea eternă, iarăși, a vechii discriminări, a vechii opresiuni, a vechii împilări a omului de către om. Un om negru este agresat, este bătut, este lovit de oameni care nu-i seamănă, tocmai pentru că nu seamănă cu ei. El ajunge într-un cărucior de infirm, apoi se întâmplă și alte nenorociri ca unui Iob modern și în cele din urmă ajunge să-L întrebe pe Dumnezeu cum te permite așa ceva, cum te permite atâta nenorocire.
și deodată are viziunea lui Dumnezeu. Și ceea ce este cutremurător este că Dumnezeu este El însuși într-un cărucior de infirm. Dumnezeu însuși este infirm. Dumnezeu însuși este neputincios. Dumnezeu însuși nu a produs răul din lume, ci nu a putut să nu-l lase să intre. N-a fost în stare să-l oprească. Este și El unul dintre noi. Și mi-am amintit de acel foarte frumos cântec: What if God was one of us, just as love like all of us? Un cântec care mie mi-a rămas întotdeauna în minte. Acum îl asociez cu Edgar Keret, un scriitor de zile mari, aș spune, un scriitor pe care vi-l recomand cu toată inima, pentru că vă va place, o să-l iubiți. Nu este ca alți autori care sunt casteți, pot fi mari autori, dar care pot avea mari probleme de comunicare. El comunică ușor, el comunică cu plăcere, el stabilește imediat niște punți narrative între dumneavoastră și el. Cel care citește cărțile este un privilegiat. Mulțumesc mult! Thank you very much. I'm very excited to be here. I think the story of this translation started for me 25 years ago, or maybe even earlier than that. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt foarte emoționat să mă afl astăzi în fața dumneavoastră. Aș putea spune că povestea traducerii acestei cărți în limba română a început pentru mine în urmă cu 25 de ani sau poate chiar mai devreme. When I published my first book, I had a meeting with my literary agent, and she asked me, what is the fantasy language you want to be translated to? Când mi-a fost publicată prima carte, am avut o discuție cu agenta mea și ea m-a întrebat în ce limba ai vrea tu cel mai mult să fie publicate cărțile. And I said to her, there are two languages, Arabic and Romanian. Și i-am răspuns atunci, sunt două limbi în care vreau cel mai mult să fie publicate cărțile, în limba arabă și în limba română. And she said, okay, why? And I said, well, I really want to be translated to Arabic because I want the people who see me as an enemy that will also get to see my weakness and my yearning side. Vreau ca lucrările mele să fie traduse în limba arabă pentru ca cei care mă văd pe mine ca pe un dușman să mă vadă, să vadă și părțile mele slabe și lucrurile după care tânjesc. And they said, okay, why do you want to be translated to Romanian? You're a Jew of Polish descent, you don't have any Romanian relatives. Și atunci m-a întrebat, bine, dar în limba română de ce vrei să fie traduse cărțile? Ești evreu de origine poloneză, nu ai nicio legătură cu România. And I didn't have any answer. La momentul respectiv nu am avut niciun răspuns să-i dau. Many years had passed. I've been translated to Arabic and to other languages too. Au trecut atunci mulți ani, cărțile mele au fost traduse în limba arabă și în multe alte limbi. And Romanian is the 43rd language I'm translated to. Limba română este cea de-a 44-a limbă în care sunt traduse cărțile mele. Thanks to this amazing writer and very generous person sitting here next to me. Și asta grație și mulțumită acestui om extraordinar și scriitor minunat care este acum alături de mine. And only when I came to Romania and I started to hear people speaking, I realized why I always wanted to be translated to Romania. Și acum când am venit în România și am început să aud oamenii vorbind în jurul meu în limba română, am realizat de ce voiam de fapt ca să fie traduse cărțile mele în limba română. And the answer was that when I was a child, I was in love with a girl in my class that was her family immigrated to Israel from Romania. Iată care e răspunsul. Când eram copil, eram îndrăgostit de o colegă de clasă. Familia acestei colege emigrase din România. And the girl didn't want to be my girlfriend. Fata respectivă nu a vrut să fie prietena mea. And every day after school, when her mother would come to pick her up, they would speak Romanian to each other. Dar în fiecare zi după școală, mama ei venea să o ia de la școală și vorbea cu ea în limba română.
And I would go after them and listen, hoping that if I'd be able to understand what they're saying, I could make her fall in love with me. Iar eu mergeam în urma lor și ascultam ce își spuneau, sperând că dacă voi reuși să înțeleg ce își spun, poate reușesc să fac pe fata asta să se îndrăgostească de mine. Well, this girl is already married and have 3 children. Fata aceasta este acum căsătorită și are 3 copii. And I still don't understand Romanian. Eu în continuare nu înțeleg limba română. But coming here and seeing my books translated to Romanian is the second best thing, and it brings some closure to my childhood story. Dar faptul că am venit în România și mi-am văzut cărțile traduse în limba română este un lucru foarte bun și mă face să înțeleg de ce mi-am dorit atât de mult acest lucru. I think it's the first time I call not to a book launch, but to a book launch of 2 books simultaneously. Cred că e prima dată când particip la o lansare a unei, la o lansare de carte, care de fapt nu este lansarea unei singure cărți, ci a 2 cărți lansate simultan. One of them is a non-fiction book, a memoir, telling the story of the 7 years between the birth of my son and the death of my father. Una dintre cărți este o carte de non-ficțiune, este inclusă în categoria memorii și prezintă povestea vieții mele între perioada între nașterea fiului meu și moartea tatălui meu. And the other is my latest collection of short stories, of which I'm especially proud. Cea de-a doua îi reprezintă ultima mea colecție de povestiri despre care eu sunt foarte mândru. And the 2 books have 2 different editors. Cele 2 cărți au fost publicate de edituri diferite. 2 powerful and persuasive women. Și pentru aceasta am fost ajutat de 2 femei puternice și foarte convingătoare. So I think to myself, what can I do so I can speak about the 2 books simultaneously and not speak about one and leave the other aside. Și acum mă gândesc cum pot să fac să vorbesc simultan despre cele 2 cărți, să nu cumva să vorbesc prea mult despre una și să o las deoparte pe cealaltă. And I thought maybe the best thing would be to tell a non-fiction story of how I wrote my first fiction story. Și m-am gândit că poate cea mai bună cale ar fi să vă spun o poveste reală despre cum am scris prima mea poveste de ficțiune. So I wrote my first story during my compulsory army service in Israel. Prima poveste am scris atunci când satisfăceam stagiul militar obligatoriu în Israel. According to my commanders, I was the worst soldier in the history of the army. Potrivit comandanților mei, el eram cel mai jalnic soldat din istoria armatei. I felt that the army doesn't like me and it was completely mutual because I didn't like the army either. Simțeam că armata pe mine nu mă place și sentimentul era reciproc pentru că nici mie nu-mi plăcea armata. And it was in my army base that I wrote my first story. I wrote it on a computer and when I printed it, it was short enough to be printed in 1 page. Eram la bază unde stăteam cu toți soldații și acolo am scris prima mea poveste, am scris-o la calculator. Era o poveste suficient de scurtă cât să fie imprimată pe o singură pagină. I really wanted somebody to read it and the best possible reader for me was my older brother who was always like a mentor to me. Voiam ca cineva să citească povestea mea și m-am gândit că cea mai potrivită persoană cu putință ar fi fratele meu mai mare, pentru că el întotdeauna fusese un fel de mentor. So I went to his apartment house and buzzed the intercom and asked him to let me come to his apartment because I have something to show him. Așa că am mers la el acasă, am apăsat pe intercom și am spus că vreau să mă lase să urc pentru că vreau să-i arăt ceva. But since I left the army base in a very early hour, 6 a.m., I of course woke him up and he said it's not a good idea that you come up because you also woke up my girlfriend and she's very angry at you. Dar cum plecasem de la bază foarte devreme, cândva la 6 dimineața, fratele meu mi-a spus, e foarte devreme, dacă te lasă urci o să o trezești pe prietena mea și știi că ea e foarte supărată pe tine. So he suggested that he come down with his dog and he read the story while he walked his dog. Așa că fratele meu mi-a sugerat că mai bine ar fi să coboară el cu câinele lui și să-mi citească povestea în timp ce își plimba câinele.
He came down and there with his little dog and he started reading the story while walking. Și a coborât cu cățelul și a început să citească povestea mea în timp ce plimba câinele. But the dog who wanted to relieve his doggy urges fought him because he wanted to stay and do what he needed to do. Câinele voia să se oprească undeva să-și facă nevoile. But it's a big brother and a little dog, so it wasn't a very fair fight. And very quickly I see my brother walking quickly, reading the story while dragging the dog, the poor dog, on the pavement of the street. Dar cum lupta era inegală, lupta între un câine mic și fratele meu care era foarte mare, fratele meu care voia să meargă foarte repede și să citească povestea din mers, dintr-o dată l-am văzut cum citește povestea mergând repede și trăgând câinele după el. And I found myself in a huge existential dilemma because on the one hand I'm a very big animal lover, a vegetarian since the age of 5, but on the other hand I finally had somebody read my story and I didn't want to interrupt him in the middle. Și iată-mă pe mine acum într-o mare dilemă existențialistă. Pe de-o parte sunt mare iubitor de animale, sunt vegetarian de la vârstă mică. Și pe de altă parte, tu mai găsisem pe cineva care în sfârșit putea să-mi citească povestea. So, luckily for the dog, the story was very short, and after a few blocks, my brother finally stopped. Din fericire pentru câine, povestea mea era scurtă și după câteva blocuri, fratele meu s-a oprit în sfârșit. When we stopped, the dog got his balance back and did what it wanted to do in the first place. Când în sfârșit ne-am oprit, câinele și-a recăpătat echilibru și a reușit să facă ceea ce voia el să facă de la început. And my brother gave me the biggest, strongest hug ever and he said to me, I'm so proud of you, this is one of the most moving stories I've ever read. Cât despre fratele meu, el mi-a dat atunci cea mai puternică îmbrățișare pe care mi-a dat-o vreodată și mi-a spus, sunt foarte mândru de tine, este cea mai bună și mai frumoasă poveste pe care am citit-o. He then held the story in his hand and he said, do you have another copy of it? Și apoi, ținând povestea în mână, m-a întrebat, mai ai o copie de-a ei? And when I said yes, he bent down and he picked the dog sheet with the story and threw it in a garbage bin. Când i-a spus da, mai am, s-a plecat cu hârtia respectivă în mână și a luat fecalele câinele și le-a aruncat într-o grădină, într-un coș de gunoi. And this was the moment where I decided that I wanted to be a writer. Atunci am decis eu că vreau să fiu scriitor. Because looking at my brother who was so excited, I realized that when you write stories and books, they are not in the paper. The paper is just a pipe which they go through to other people's hearts and minds. Pentru că atunci mi-am dat seama că când un om scrie povestiri, scrie cărți, hârtia respectivă nu reprezintă povestea propriu-zisă, ci e doar mijlocul prin care povestea ajunge la cititori, la inimile lor. Anyone can write a book and have it on the shelf collecting dust forever. Oricine poate să scrie o carte și cartea respectivă să ajungă pe un raft unde stă și adună praf. But to be able to do something that will make your big brother be in tears, it's something that felt to me like magic, and since that day on, I've never stopped writing. Dar când ajungi să faci ceva, să scrii ceva care îl faci pe fratele tău mai mare să-i dea lacrimile, asta este ceva cu adevărat magic. Începând din acest moment, din acel moment nu am încetat să scriu. So thank you very much. Thank you for having my book in Romanian, and thank you for having me here in Bucharest and in Romania for the first time in my life. De aceea vă mulțumesc foarte mult, mă bucur că au ajuns cărțile mele în România, mă bucur că m-ați trimis aici la București pentru prima dată în viața mea. Mulțumesc!